Bună ziua, stimați prieteni! Noi de mai multe ori am remarcat faptul că prin lansarea unor fumigene de genul lovitură de stat, luare de ostatici, ceceni, sârbi și tot felul de isterizări a societății, guvernarea analfabetă și coruptă PAS, în paralel își face mendrele și se ocupă cu corupția. Un exemplu de acest gen este politica Ministerului Sănătății și a grupării PAS în domeniul medicamentelor. Vreau să vă informez că la 29 decembrie 2022, Parlamentul Republicii Moldova, la inițiativa Ministerului Sănătății, a modificat legea 1409 privind medicamentele. Modificarea este una foarte esențială, deoarece se modifică formula de calcul a prețului de înregistrare a medicamentelor de import. Dacă până la acea modificare, când se înregistra medicamentul și prețul, se lua în calcul prețul minimum la acest medicament în țara de referință, iată, cu această modificare promovată de Nimerencu și Perciun, legătura aceasta, dependența prețului la noi de prețul cel mai mic în țara de referință a fost exclusă, fiind stabilit doar un plafon de 15% pentru creșterea prețurilor. Această modificare a fost promovată agresiv de acești doi în pofida atenționărilor că prețul va crește imediat după aprobarea legii. I-am atenționat și noi. Au fost atenționat și de opoziția parlamentară chiar în momentul când această modificare era examinată în Parlament. Mai mult ca atât, despre riscul creșterii substanțiale a prețurilor la medicamente au fost atenționat chiar de Casa Națională de Asigurări Medicină, deci o structură a Guvernului. În avizul lor, CNAM a remarcat clar, imediat când va fi exclusă această referință la prețul minim de producător în țara de referință, prețurile Republica Moldova vor crește la medicamente, iar cheltuielile Fondului de Asigurări Medicină pentru medicamentele compensate vor crește enorm. Bineînțeles că vor crește și cheltuielile pentru medicamente pentru cetățenii Republicii Moldova care vor procura aceste medicamente. Totuși, doamna Nimerencu și Perciun au insistat pe această modificare, gruparea PAS din Parlament nu a avut curajul să se opună și au votat această modificare. Totodată menționăm că proiectul nu prevede cheltuieli financiare suplimentare și acesta va avea un impact benefic în procesul de formare a prețului real la medicamente. Doamna ministru, într-adevăr, este un proiect necesar și așteptat. O întrebare importantă la care cred că cetățenii este necesar să aibă un răspuns, în special având în vedere și prevederile din proiectul de lege, este dacă în contextul cadrului actual legal actual, ca urmare a majorării prețurilor de producere, s-ar putea să ne așteptăm la majorări semnificative a prețului la medicamente. Uitați-vă că doar au trecut sărbătorile de iarnă și imediat prețurile au crescut. Văzând acest lucru, Ministerul Sănătății vine acum cu inițiativa de a vota o hotărâre de guvern prin care se oferă dreptul de a negocia cu importatorii de medicamente prețul. Deci, noi considerăm aberrativă această inițiativă, deoarece dacă tu prin lege oferi dreptul acestor importatori să majoreze prețul cu 15%, iar după asta îi chemi la negocieri rugându-i că ei să-l diminueze, asta nu înseamnă altceva decât un eșec al politicilor pe care le promovezi. Bineînțeles, nu vor diminua importatorii aceste prețuri, ceea ce va conduce la cheltuieli enorme, după cum am spus, din bugetul asigurărilor în medicină, cât și a cetățenilor. Cel mai interesant este argumentarea necesității promovării acestei hotărâri de guvern despre negocieri. Ministerul Sănătății remarcă că deoarece prețurile au crescut semnificativ și cheltuielile vor crește, ei trebuie să vină cu aceste modificări. Eu vreau să cred că CNA și structurile statului se vor interesa de modul cum acest proiect de modificare a legii 1409 a fost promovat, ce stă în spatele bunăvoinței doamnei Nimerencu și Perciun în privința importatorilor de medicamente,
Că doar la noi nu este deficit de medicamente, probleme nu au fost, prețurile au crescut constant, de ce a trebuit să le mai dea încă o posibilitate importatorilor să majoreze prețurile semnificativ la medicamente. Dacă nu vor face acum procuratura, CNA și alte structuri, eu știu că vor veni timpurile când se vor preocupa de acest lucru. Sănătate tuturor!